Bună ziua, dragii mei, și bun venit înapoi la Aventurile Geților. Sunt Ben Pope. Am revenit la Imperiul Dark, un imperiu foarte, impunător până la urmă. Avem mult teritoriu și vreau să, în fiecare episod, arăt chestia aceasta ca să se vadă. Dacă cumva n-ai văzut înainte, vezi acum. Cei nou, avem un teritoriu în Libia și... Da, deci... Și o să fim toată ziua, tot episodul de astăzi o să fim cam cu baza acolo, o să facem cele mai multe posibile acolo. Avem câteva armate care le reconstruim sau ceva, până la urmă. Ce putem face aici? De exemplu, ăsta trebuie să facem upgrade, că e generalul, așa. Ăștia, asta e chestia, că aș putea, deci nu e, când facem upgrade aici, nu dă mai bune, arcuri. De exemplu, ăștia o să-i facem, pentru că avem deja ceva upgrades pe ei. Avem de cal, de... arcaș și după aia adăugăm și astea. Adaugă ceva la tot, în afară de arcaș. Așa. După aia, de exemplu, ăștia au chestia de arcaș, dar e scump să faci upgrade. Mai bine mergem cu ei undeva la... Și ce? Poate îi lăsăm așa, că n-avem timp. N-avem timp. O să așteptăm în cotură să se gate... aia și mergem cu armata asta. Sperăm că nu-i pierdem arcașii. Trebuie să mergem înapoi în Dacia, pentru că este ceva zvon de război civil și n-ar vrea să se întâmple chestia aia. În armata regelui, unde ești? Aici. Aici iar trebuie să cheltuim bani pentru a face upgrade, pentru că avem multă experiență în ăștia. Au stat erou aici mult timp. Și... nu. Nu trebuie să... N-ar fi culmea să-i aruncăm numai acasă, așa. Ce-am uitat? Pentru că avem deja 4 arcași și un general care e tot arcaș. Trebuie să scăpăm, să aruncăm unul, de fapt. Să-l trimitem acasă și să aducem un... pardon. Să aducem un nobil călare. Trebuie să avem și ceva care lovește tare. Așa. Deci după aia o să fie gata acea armată. Ăștia ar putea să se mute, dar trebuie să stea pentru că aici e cam dezordine. Și aici, după cum am zis, trebuie să facem niște upgrades. Înainte de a cheltui bani acolo, vreau să mă duc în... unde le caz mă duc? Mă duc aici, lângă Constantinopol, la Cizicus. N-am făcut nimic aici de mult. O să fie război. În zona asta trebuie să ne facem orașele mai puternice. Ar trebui să construim și... stai să vedem dacă am destui bani. Pardon, la Nicomedia același lucru. Și mai avem 4.000. Deci putem să construim aici un templu mai bun. Pentru că ne scade de ordine publică cu 1. Deci dacă construim asta, să fie un fel de egal. Și nu mai trebuie să mutăm armatele încoace încolo sau așa. Putem să mutăm armata asta o dată sau de două ori dacă avem nevoie. Dar o să fie război aici, sigur, pentru că eu vreau să fie război. Deci nu o să îi las să mă tonecăjească acolo. Cam atât cu banii. Am cheltuit bani cât am putut. Avem un spion care, să fim serioși, trebuie să vină pe teren. Și păcat că nu putem veni mai mult. S-ar putea că mergem să atacăm și aici, să ne luăm toată provincia, de fapt, că astea trei. Dar în primul rând suntem la război cu Libia și o să mergem în nord, pardon, în sud. Mut omul ăsta.
Aici trebuie să fim, trebuie să avem grijă, uite, vezi, să vedem ce este. Deci n-au pe nimeni în Augila, dar au aici și bărci și armată. Se pare că, da, asta sunt bărci, că scrie aici admiral. Și la general, deci așa. Deci cam știm ce se întâmplă, nu au, nu știu ce acolo. Și deșertul este, de fapt, plin de lucruri care ne deranjează pe noi, că noi nu suntem obișnuiți. Este neprietenos, deșertul e neprietenos. Trebuie să adăugăm o echipă de ceva aici în plus, pentru că, no, așa e. Și dacă suntem în afară de oraș, o să stăm în fortification, să ne recuperăm mai repede. Și cred că o să luăm un mercenar. Hai să zicem, la Totila îi place căminele și e foarte curios, dar nu-i prea convine că toți oamenii ăștia au fața acoperită așa și bă, vreau să vă văd fața, vreau să... unde aveți barbă, mustață, ce sunteți acolo? Și nu că nu-i nimic, n-are nimic contra oamenilor ăștia, numai... na, se pare că-s prietenoși, că ar vrea să ne... să ne arate prin deșert, bineînțeles cu Camila ar fi mai ușor, dar se pare că, uite, ăștia, legionarii ăștia sunt mai oameni de stilul nostru. Și atunci să-i luăm. Asta și, în primul rând, avem destui oameni călare, avem destui arcași, deci... avem și sulițe destule, deci cineva cu săbii ar fi cam... Așa. Deci ăștia, legionarii, mercenari, din deșertul Libiei ne vor ajuta să nu ne pierdem prin deșert. Că uite, vezi, suferim pierderi dacă mergem în deșert, fără să stăm pe drum. Deci trebuie să avem grijă mare. Așa. Ăsta e ok, că el e super, super om. Nu-i bai cu el. Nu știu dacă mai trebuie să facem ceva în... Da, aici mai trebuie să facem ceva. Cine nu este... Deci, guvernator... Hai să punem pe oameni în birou. Cine nu mai are birou? Tu n-ai birou, dar nu putem face nimic cu tine. Ăsta... ce necaz. Să-l facem și pe el un general sau ceva, că a devenit om mare. Așa. Avem și aici unul care a devenit om mare. L-am pus guvernator. Așa, deci pe tine te putem pune aici. Atât. Sper că nu se prea supără pe noi mulți oameni. Tu cine ești? Thanausis. Bine, hai că dacă ești acolo undeva o să facem minus la corupție. Ajută foarte mult. Corupția crește. Cu cât? Hai să vă arăt. Ce fel de corupție avem? Cred că e aici la trade. Oh! Aici. Comerț. Așa, expenses. Unde ești? Bă, că nu mai țin minte exact. Dar undeva aici. Cred că ăsta, other. Cred că ăsta e... că sunt pierderi, vezi? Da. Adică... ce roșu e pierdere, ce e... ăsta e profit. Așa, oricum, acolo undeva. Nu mai pierdem timpul. Sper să avem noroc bun, de fapt, în deșert. Va trebui să ținem ochii deschiși peste tot, la toate granițele. Posibil și în nord să avem probleme și în est. În vest cred că e destul de ok, deocamdată. Dar ăștia, Cartago, is cam peste tot și în sud și în vest. Am uitat de fapt să trimit o armată să le luăm insulele și orașele din Spania. Să-i necăjim un pic.
venit libienii să ne facă ceva. Aaa, l-am spart! A, ce fain. L-am spart sau nu l-am spart? Și că a avut succes. Dar se pare că a murit Belitu. O, ăla altul a venit. A venit altcineva. O, stai. E, oricum, deci ăsta o... Deci l-am rănit. Nu l-am spart. Cineva s-a născut. Ăsta e tot nervos pe noi. Ce se întâmplă aici? Minus la autoritate. Hai să zicem nu. Political favors. Da. Deci ăsta s-a căsătorit cu cineva, fain. Și-a găsit o nevastă. Așa. Deci cineva a venit și ne-a derutat, dar ălalt a venit și a murit. Așa. Deci păcat, pentru că înseamnă că trebuie să venim înapoi cu eroul nostru și să facem curățenie aici. Dacă putem să-l aducem în imperiul nostru cum ar veni, dar cred că mai ușor îl executăm. Succes! Deci l-am zgâriat, cam rău, dar nu a murit. Asta e. Deci tu trebuie să mai stai, dar tu poți să mergi. Mă tem că o să mergem. Mă tem că o să mergem cu ăsta. E tare frică, dar nu mi-e frică deloc. Dar de ce îi... E prea uscat. Trebuie să vină iarna. Acum e iarnă? Uite, bă, și iarna e foarte uscat acolo, mâncați așa. Bolovanie. Ce prostie gigantică. Hai să ne uităm un pic de la altceva în afară de deșert. Mi se cam uscă gura dacă mă uit la deșert prea mult. Deci o să cheltuim bani. O grămadă. Și jumătate, cred că. Ce putem face noi? Aici cred că avem, până la urmă, avem nevoie de toate astea. Poate aș putea să scot un arcaș și să pun un nobil călare. Dar nu știu dacă am chef. Mamă, ce scurg banii! Cât costați voi? 1350 toți. Ăștia n-are rost să-i facem, ăștia are rost să-i facem. Așa, deci facem pe ăștia și data viitoare două cote de treabă. Facem toți acum. Să putem să plecăm de aici. Așa, hai de la Ravenna. No, pe aici, haide. Intră în port. Ajutăm un pic acolo. Aici tot avem o armată, deci ordinea publică e fine. Destul de unde trebuie să fie. Poate că putem să construim orașul ăsta data viitoare. Așa, voi stați locului. Da, că n-o să vă frigă vântul. Aici tot e bine. Ok, deci mergem înapoi la deșert, din păcate. Trebuie să mutăm armata asta. Dacă venim până aici, și data viitoare o să venim să atacăm. Cred că putem să atacăm data viitoare. Dacă ieșim acolo, îi bai. Trebuie să venim cu încetinitorul prin deșert, fraților. Deci nu putem să mutăm asta deloc. Că mai vrea. Dar e ok, că urma se recuperă. Spionul.
Pionul n-are nimica dacă mi-are prin deșert. Dar totuși trebuie să vină. Hai să facem așa cu el. Să fim siguri că vedem tot. Și o să mergem să atacăm pe libieni. Și că câțiva oameni, ăsta e plictisitor. Cred că v-am mai spus. Ești guvernator. Hai să dăm... Așa. Putem să le punem și lucruri aici, dar chestia e că nu sunt foarte multe. Dar ar ajuta. De fapt... Uite cum e ăsta. Ajută la toată... toată țara. De fapt, ăsta o să trebuie să punem în altă parte. Ăsta iar ajută la toată țara. Cam atât. Oh. Așa. Cine e ca noi? Umblăm cu cizmele de iarnă prin deșert. Numai românii fac din astea. Păi că n-ai alte cizme. De fapt, în deșert îți trebuie ceva care nu-i tare fierbinte. Unde veniți, băi? Sper că mergeți pe lângă orașul meu și faceți pauză numai aici. Nu mă atacați. Am uitat de spionul de lângă Spania. Ăștia vreau pace, deci sunt pe, pierdere. Săraci, nu cred că vă dau pace, că m-ați tot chinuit toată viața. Ăștia cred că au șansă să mă bată. La 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 la. Ce aveți voi aici? Nimic, că n-aveți nimic. Na, nici nu prea am nimic, dar măcar, no, am șanse să vă rup gâtul. Hai să o facem. Sper că gătăm în vreo 10 minute cu bătălia asta. Cam așa mi-e planul, să nu duc un episod mai, să nu fie mai lung de o jumătate de oră cu foarte mult. Am în ultimele câteva episoade am lungit mult prea mult. Deci, uite aici nici nu-i deșert, nu știu cum s-a întâmplat, dar eu am crezut că sunt deșert. Vorbeam aici de cât de greu e în deșert și vine o chestie de asta și mă face mincinos că nici măcar nu sunt deșert. Așa, deci voi o să fiți, nu știu cum o să fiți, o să fiți acolo cumva, așa, voi iar o să fiți aici așa cumva. Ăștia toți trebuie să fie în spate, cumva. Punem pe toți în grupuri ca să știm pe unde îs. Dar... o să mergem înainte, cred că. Cred că o să mergem înainte să-i rupem până nu se unesc toți împreună. Să vedem. Ia-i azi cum umblă. Ia-i azi cum fug. Rupă pământul! Mai aia cu catapultele, stau pe loc. Hai! Voi doi să veniți aici așa. Să cam... Au cam... cam distanță lungă. Adică aruncă, se pare că aruncă cam lung. Și ce aruncă ei pietri și prostii de astea.
S-ar putea că avem... ceva... așa, să fie ăștia cu pikes, haideți aici. Puteți să faceți voi tot fel de prostii, că nu faceți nimica. Că nu a fost bună chestia asta. Haideți aici. Voi mergeți înapoi. Am pierdut faza, că am încercat să îi... să-i chem către mine într-un fel. Așa. General is dead. A lethal blow. Balaxman, eat us. Move it. Unde sunteți voi acolo? Hai înapoi. Tot vine ăla mie. Voi mergeți acolo, voi stați aici. Ia se mișcă, e cam aiurea, dar asta e. Nu știu ce să ajunge așa de răsfățat, așa de împrăștiați. Fugi! Voi să atacați acolo, voi să atacați acolo, pe ăștia. Voi puteți să mereți aici, ăștia sunt ok. Voi puteți să dați pe ăsta. Generalul e aici. Așa, voi rupeți tot. Rupeți-i pe toți! Hai că îi speriem pe toți acum. Sunt destul de echipați libienii ăștia. Pentru a fi în deșert, au mai multe haine pe ei decât noi. Iar trebuie să fim aici șefi. Nu am cu ce să îi fugăresc. Nu am cu ce să îi fugăresc, asta e buba. Dar îs cam duși.
Țineți meme capurile, uite câte ar săgeți vin. Trebuie să-mi iau calculator nou, băieți. Calculator nou. Să nu-mi sară așa imaginea. Deci, o să încercăm să îi fugărim cu ceva. Nu prea avem cu ce. Ce am pierdut? Am pierdut aia, oamenii călare. Hai niște viteză, hai. Dăm mai repede, de fapt. Dacă putem prinde câțiva, ar fi fain. S-ar putea că mă lovesc cu arcurile. Așa că să le spun să steie. Îi ajungem, nene, îi ajungem! Cam mult timp între abilitățile astea nu putem să folosim încă. Rapid advance. Hai că putem, hai. Că ia-s cam morți. Fugi! Ce se bucură ăștia? Ia ia-s. Îți dai seama. Cred că ăștia au omorât sute de oameni. Prinde și pe aia. Dă-le pace. Săraci, dacă o apuca să ajungă până acolo, uite, puteam să fug și încoace cu cineva. Hai. Decisivă, victorie decisivă. Așa, așa se vede acum înainte, deci ăștia 345, 350, 470. Ăștia au ratat-o. Nu știu dacă au scăpat careva de aici. Cam aiuria. Înseamnă că trebuie să-mi aduc călăreți din din Italia sau de undeva trebuie să-mi aduc călăreți. Cred că am făcut timp destul de bun. Și cu a rămas. A rămas 3, dar ai pierdut numai. Vreți să fiți oameni daci de acum încolo? Se pare că da. No, ispita. De unde mai veniți? Ce voi sunteți, mă? Serios? Ăștia nu sunt normali. Dacă mă bat acum, pierd niște timp. Așa că o să continuăm data viitoare. Ăștia sunt mulți, mulți oameni. Nu știu cum să vă explic, dar putem să-i batem pe ăștia. Ăștia n-au armamente, sunt aproape pe 4000 de oameni. Trebuie să ne axăm pe general și vor muri toți odată. Putem să ne retragem și un pic, dar chestia cu retrasul, că s-ar putea să meargă în deșert și numai ne pișem pe noi acolo. Deci lăsăm pe data viitoare, vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă spuneți la toată lumea despre seria aceasta și despre canalul meu.
după cum v-am spus, încerc să ajung la 1000 de subscribers până în februarie 20 și vă rog să vă uitați la câteva episoade fiecare în orice serie de pe canalul meu, că nu ce m-a ajutat să ajung la orele vizualizate necesare ca să nu pierd abilitatea de a pune reclame pe videos, să fac și eu 2-3 bani. Nu e prea mult, dar cu ăia 2-3 bani care se adună pot să-mi iau un joc în plus sau un component pe calculator, pentru calculator, o dată pe an. Așa că, sau un component bun, dacă vreau să-mi iau, trebuie vreo, deocamdată vreo 2 ani sau mai mult. Dar dacă crește canalul, va merge mai bine. Așa că vă mulțumesc că m-ați ascultat și sper să ne vedem și data viitoare. La revedere!